Bine ați venit la China în focus. Sunt Tiffany Meyer. Secretarul de stat Mike Pompeo se întâlnește cu națiunile cu care alcătuiește alianța Quad. Obiectivul care unește alianța este realizarea unei regiuni indo-pacifică liberă și deschisă, dar care nu poate fi realizată fără soluționarea amenințării venite din partea Chinei. Astfel, secretarul de stat Mike Pompeo se întâlnește cu miniștrii de externe ai Japoniei, Australiei și Indiei, aliații regionali ai SUA din regiunea indo-pacifică, care vizează consolidarea legăturilor și cooperarea împotriva unei amenințări comune regimul comunist chinez. În calitate de parteneri în această alianță Quad, este mai important ca niciodată să colaborăm pentru a ne proteja proprii cetățeni și partenerii de la exploatarea, corupția și constrângerea PCC. Pompeo a spus că alianța este și mai importantă după ce pandemia a expus natura autoritară a regimului prin mușamalizarea informațiilor despre virus și reducerea la tăcere a celor care încearcă să sune alarma. Întâlnirea de la Tokyo este prima oprire a lui Pompeo din vizita sa în Asia de Est, este prima sa călătorie acolo începând cu iulie 2019. Vizitele ulterioare în Mongolia și Coreea de Sud au fost scoase din program după diagnosticarea președintelui Trump cu COVID. În timp ce Pompeo a expus direct amenințarea venită din partea regimului chinez, ceilalți trei omologi ai săi au evitat să numească China direct. Înainte de reuniunea Quad, Pompeo s-a întâlnit cu primul ministru japonez Yoshihide Suga, care a spus că țara sa a depus eforturi susținute pentru a realiza o regiune indo-pacifică liberă și deschisă. El a declarat că va avea grijă să se lucreze în continuare la acest lucru. La întâlnirea aliaților regionali din regiunea Indo-Pacifică, Japonia, Australia și India au sprijinit Statele Unite în interacțiunile sale cu Partidul Comunist Chinez. Ministrul japonez de externe Toshimitsu Motegi a făcut apel la realizarea unui cadru Indo-Pacific liber și deschis. Noi, cele patru națiuni, împărtășim aceleași valori fundamentale ale democrației, statului de drept și economiei libere. Noi, ca parteneri responsabili în regiune, împărtășim un obiectiv comun de a îmbunătăți ordinea internațională liberă și deschisă, respectând regulile. Ministrul de Externe al Australiei, Murray Spain, a reiterat declarațiile omologului japonez, solicitând angajamentul de a lucra împreună pentru a promova o regiune indo-pacifică deschisă, inclusivă și rezistentă. Rețeaua diplomatică ne ajută, ca și democrații, să ne raliem în sprijinul intereselor comune. Credem într-o regiune guvernată de reguli, nu de putere. Și ministrul de externe al Indiei, Subramaniam Jaishankar, a enumerat toate aspectele la care vor lucra împreună cele patru țări. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre de astăzi cu privire la aspecte importante precum conectivitatea, dezvoltarea infrastructurii, securitatea, inclusiv antiterorismul, securitatea cibernetică și maritimă, cooperarea în domeniul sănătății și stabilitatea și prosperitatea regiunii. În urma discuțiilor, cele patru națiuni au confirmat că vor avansa cu discuțiile practice despre infrastructură, securitate cibernetică și alte domenii. Autoritățile chineze au arestat-o pe mama unui virusolog chinez. Aceasta are loc după ce virusologul a acuzat Beijingul că a mușamalizat pandemia. Yan Limeng a confirmat luni pentru Epoch Times arestarea mamei sale, dar a refuzat să ofere alte amănunte. Yan a fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Hong Kong înainte de a veni în SUA pentru a cere azil. Yan lucrase la Laboratorul de Sănătate Publică al Universității. Laboratorul efectuează cercetări privind virusul pentru Organizația Mondială a Sănătății. Pe 31 decembrie anul trecut, după ce autoritățile chineze au recunoscut zeci de cazuri de infectare în Wuhan, șeful ei a cerut să efectueze o anchetă secretă prin intermediul rețelei sale în China continentală. Cercetările pe care le-a făcut au condus-o la concluzia că situația este cu mult mai sumbră decât a recunoscut Beijingul. Curând a început să transmită în secret informațiile către lumea occidentală. După ce a fugit în SUA în luna aprilie, autoritățile chineze i-au amenințat familia aflată în China continentală. Poliția din Hong Kong a smuls informații despre ea de la prietenii săi, afirmând că Yan a fost implicat într-un dosar penal. Ea și-a lansat recent o lucrare în care a susținut că virusul nu are origine naturală. Studiul nu a fost încă evaluat de colegi. Twitter i-a blocat rapid contul după ce Yan a anunțat lucrarea pe Twitter.